La secția de urgență a spitalului din Petroșani a ajuns și primul caz de plagă mușcată de șarpe. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 16 ani atacat de o viperă în zona de lui jiului. Pe de altă parte și cazurile datorate mușcătorilor de căpușe continuă să se mențină la cote destul de ridicate ne-am confruntat cu un număr mare de mușcături, de căpușe, datorită faptului că lumea în timpul liber și datorită timpului frumos iasă la iarbă verde. De aceea îi rugăm ca în momentul în care ajung acasă să verifice atent tegumentul și dacă îl găsesc o căpușă să se adreseze serviciului de urgență, să nu încerce ca să scoată dumnealor căpușa pentru că rămâne capul la nivelul tegumentului și poate ca să dea reacție locală la nivelul tegumentului, fiind mult mai greu de rezolvat problema ulterior. Un alt caz cu care ne-am confruntat a fost un tânăr de 16 ani, mușcat de viperă, în timp ce se afla la cules de afine pe defileu. Acum este în afara oricărui pericol, a fost adus în timp optim la serviciul de urgență al spitalului nostru, unde s-a administrat serul antiviperin pe care noi îl avem în serviciul nostru și cred că în, acum cred că a ajuns și acasă. În ultimele zile la urgențe au ajuns și câțiva tineri care au suferit traumatisme craniene sau traumatisme ale coloanei cervicale. Cu toții s-au rănit după ce au sărit în apă, dar nu au apreciat prea bine adâncimea acesteia. Trebuie ca să aibă grijă la săriturile în apă, pentru că pot ca să facă traumatisme și leziuni la nivelul coloanei cervicale. Pe lângă TCC-urile, traumatismele craniocerebrale pe care le pot suferi. Pe de altă parte, s-au înmulțit și cazurile de insolații sau cele de reacții alergice apărute după expunerea prelungită la razele solare.